o săptămână înainte de încheierea mandatului actualei legislaturi, deputații puterii au votat în prima lectură un proiect de cod al regulilor și procedurilor parlamentare. Documentul a provocat critici în lanț din partea opoziției, potrivit căreia guvernarea se grăbește să instaureze o dictatură. Învinuirile au fost respinse. Proiectul de lege a fost prezentat de deputatul PD, Sergiu Sârbu, care a enumerat principalele prevederi. Se prevede expres despre sediul și procedurile ceremoniale ale Parlamentului. Se prevede expres ziua Parlamentului, care va fi marcată și este marcată pe data de 23 mai. Se prevede expres proceduri ce ține de constituirea Parlamentului nou ales, mai ales reieșind din noul sistem electoral mixt, care va fi pus în aplicare începând cu următoarele alegeri. Se prevede instituirea jurământului dat de către deputați. Expres se prevede procedura de constituire a majorității parlamentare, coaliției de guvernare, drepturile opoziției. La o simplă citire am constatat că sunt foarte multe abateri, devieri la unele norme. Am perfectat undeva vreo 30 de amendamente. Am foarte multe întrebări. Ceea ce ține de opoziția parlamentară, se vede clar că îi se diminuează atribuțiile și îi se adaugă mai multe responsabilități în comparație cu majoritatea parlamentară. Opoziția, dragi colegi, nu trebuie să dea rapoarte majorității. Îmi pun întrebare, de ce v-ați ghidat dumneavoastră atunci când ați indicat că fracțiunile parlamentare pot fi constituite din cel puțin 6 deputați și nu 5 și nu 3? Astăzi regulamentul prevede 5 deputați, reieșind din conceptul proiectului și grupul de lucru că vrem o diferențiere ce ține de fracțiune și grup, de ce s-a propus 6 deputați pentru fracțiune și de la 2 la 5 pentru grup parlamentar. Uitați, au rămas o săptămână de activitatea Parlamentului și acum noi încercăm să introducem, să adoptăm o lege care de fapt este o reglementare a activității viitorului Parlament. Ceea ce este chiar și din punct de vedere etic absolut incorrect. Deci, întrebarea este prima care am spus-o, de ce neastră vă grăbiți să adoptați acest proiect de lege anume acum? S-a lucrat mai bine de un an la acest proiect de lege. Cu părere de rău, poate din cauza că nu toți deputații au fost foarte activi și n-am avut și ne-am reținut la prezentarea acestui proiect de lege și am venit abia acum cu acest proiect. Nu înseamnă că el nu este nevoie de acest proiect de lege și evident că viitorul Parlament este în drept absolut să vină și să ajusteze dacă va dori. Acest cod de fapt legitimează toate fără de legile la care s-a dedat majoritatea parlamentară în actuala legislatură. Adică traseiștii vor avea deja grupuri parlamentare. Ce înseamnă traseist în Parlamentul Republicii Moldova noi știm. Suspendare, eu vă propun și o noțiune nouă să includeți, suspendon. De grabă este nevoie în două cazuri, atunci când prins păduci și când fără harbuș. Nu știu în ce situație s-au aflat colegii care au prezentat aici. De fapt, acest proiect vine ca să inducă eroare, să inducă opinie publică spre o agendă falsă. Este un fel de fumigenă pentru a sustrage atenția publicului de la probleme cele mai importante care încă nu s-au rezolvat. Și mă refer în primul rând la miliardul care încă nu s-a recuperat, demisia lui Cioclea de zilele, guvernatorul Băncii Naționale de recent, amnistie fiscală, votul mixt, rezoluția Parlamentului European și așa mai departe. Ideea de bază este din această legislatură, din ultimele zile a legislaturii, de a obține controlul asupra următorii legislaturi a Parlamentului. Noi, practic, trecem la o monarhie parlamentară. Nu se face acest regulament a Parlamentului pentru Candu, Ghilețchi, Vitiuc sau pentru oricine altcineva. Dar noi suntem foarte conștienți de faptul că actualul regulament a Parlamentului este depășit în foarte multe chestiuni legate de procedură. Aici încearcă să se instaureze o dictatură. În acest proiect de lege nu s-a vorbit niciun cuvânt despre trădătorii care câștigă mandatul pe listă unui partid, pe urmă sunt cumpărați,
și trec la alt partid, fac majoritate. Legiferați voi prostituția politică, știi lumea eroi. Toate acuzațiile au fost respinse. În final, documentul a fost aprobat în prima lectură și urmează să fie votat și în lectura finală.